să aveți bine ora. S-a trecut bine ora. Deci dacă erau nouă, nu veneau unde? Adică cine are servici, poate să meargă să facă 5-6 grame. Ora 2. După ora 1, mai bine, mai bine după primărie. Dacă vin la 9, cam pe care primărie. Putem începe? Da. Domnilor consilieri, în conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniatul 2 din Legea Administrației Publice Locale și prin dispoziția numărul 419 din 1-7, ați fost convocați pentru astăzi în ședință extraordinară. Sunt prezenți toți domnii consilieri. Ședința și poate începe lucrările. Așa cum ați luat la cunoștință din invitația primisă, ca ordinea de zi avem un proiect de hotărâre privind reconstituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, proiect inițiat de domnii consilieri Boacă Francis, Ionel Gheorghe Picaru, Sorin Ghinez, Dumitru și Boacă Leonar. Și au mai fost propuse de către domnul primar următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale-artistice religioase Sfântilia de la Baiana Sărată din 16. Având vedere că se desfășoară pe 16, atunci trebuia să aprobăm un asemenea proiect, alocă niște fonduri. E pe 20. Așa ni s-a transmis că pe 16. Un alt proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe speciale pentru 2016. Un alt proiect de hotărâre privind executarea lucrurilor de reparație ale punții pietonale ce traversează râul Oituz din satul Călcâi. Și un ultim proiect pentru aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă rog să votați cine este pentru, cine este împotrivă, 4 împotrivă, 4. Un 4, domnule. Ridicați mâna să văd. Păi am ridicat-o, domnule, odată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bine. Având în plici 8, sunt pentru. În aceste condiții putem intra în ordinea de zi. Am să rog pe domnul președinte să preia conducerea ședinței. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o data trecută, să vă puneți pe mine pe 3 luni președinte de ședință și în conformitate cu legea 215 pe 2001 o să conduc ședința așa cum este stabilit prin lege. Sunt prezenți toți cei 15 consilieri. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Deci, intrați-mă pe la zi. Intrăm în ordinea de zi, dar, având doi invitați de aici, primăria de la Bogdanel, domnul primar și domnul viceprimar, dacă doriți să luați cuvântul sau să prezentați o situație pentru care sunt convins că a venit, începem cu dumneavoastră. Poftiți, domnul primar. Dacă toată lumea este de acord. Da, este de acord. Păi, asuntea mea mi-e peste mă mulțumim pentru bunăvoința dumneavoastră de a ne fi prezentă, într-adevăr. Doamne, doamne, de multă bunăvoință, dar fiind și spațiu, poate mai puțin adevăr, dar și noi venim dintr-o situație mai înghesuită pe acolo, nu avem niște disponibilități deosebite la țări. În primul rând, cred că e normal să vă felicităm împreună cu domnul viceprimar, dat fiind relațiile de bună vecinătate și poate chiar din această perspectivă a vecinătății avem o problemă de interes comun. Am rugat, în primul rând, pe domnul primar. Am înțeles că putem să participăm. Este vorba de problema apei și apei uzate, care ne leagă în conformitate cu master planul județean.
La noi este o nerealizare cronicizată. Am încercat la un moment dat să aplicăm pe fonduri europene, așa numită măsură 3.2.2, din undeva pe la nivelul anului 2010. Am reușit să realizăm o conductă cu apă conformă de rețea orașului până la limita administrativă, pe la intrarea în periferie acolo, pe Țarna Măneștelui. Era și obligatoriu ca să demonstrăm conform proiectului respectiv că avem sursă de apă. Proiectul a fost declarat eligibil, n-a primit finanțare. Domnul Udre era ministru pe la dezvoltare în perioada respectivă, dar probabil nu este foarte relevant. Este mai mult un model pierdere pentru mine. Și am spus că ne leagă master planul județean, care a fost aprobat probabil și de reprezentantii Consiliului Local Ocuz, ca și de reprezentantii Consiliului Local Bogdănești. Era o altă perspectivă a locului. Atunci aveam speranțe că, într-adevăr, vom beneficia de o finanțare pe care resursele bugetare din Bogdănești, clar că nu le putea susține. Acum, noi, e bine că ne-am propus să găsim din nou surse de finanțare. Am încercat să aplicăm, să pregătim un proiect PNDR. Am ajuns la un moment dat la operatorul regional Bacău, CRAU, pe care îl cunoaștem cu toți, care ne-a atenționat și nu ne-a dat aviz pozitiv, din potriva aviz negativ, explicându-ne că suntem legați Oituze și Bogdănești prin master planul județean. Evident, noi avem, poate, respectat un pic avantajul că ne-am ajutat pe el, ne-am reactualizat informații și, într-adevăr, în master planul județean este prevăzut o soluție comună pentru comunitățile noastre, respectiv clusterul, dacă mă exprim corect în limba engleză, Oituz Bogdănești. Am avut și o discuție informală cu domnul primar, domnul consilier Osoloș a participat la una din ultimele ședințe la CRAV și am încercat, am adus și o adresă oficială să încercăm să clarificăm lucrurile în speranța că va fi benefic și pentru dumneavoastră și pentru noi. Că e clar, pe veniturile proprie nu ne putem permite să undeva să dezvoltați investiții, noi să împiedicăm investiții atât pe apă cât și pe apă uzată. Am lăsat o adresă oficială pentru informarea dumneavoastră, vă rog ca să primiți câte un exemplar din ceea ce am solicitat de fapt de la dumneavoastră și el se încercă să clarificăm și să avem o poziție comună în această problemă. Noi de la operatorul regional am primit următorul răspuns. Vorbeam deja de avizul neconform, motivat de următoarele. Facem parte dintr-o singură soluție, atâmpând cu clauzulă Oituz Bogdănești, care înseamnă investiții comune. Deci, stații de epurare comună, cineva să vede, a realizat o stație. Am încercat în forma pe planuri că urmează această capacitate de epurare să fie dezvoltată prin alte lucrări de investiții. Apoi, pentru noi, pentru Bogdănești, puneam cel puțin din rețeaua Oneștiu, care întreagă, fie spus. Da, picat Oneștiu. Ok. Problema cu Oneștiu, cu apa picat cu apa. Pentru noi, Bogdănești, da. Toate soluția prevăzută. Și am spus acolo, mai e o problemă, că e prețul destul de mare. Din discuția pe care am avut-o cu domnul viceprimar, cu domnul primar am înțeles că dumneavoastră intenționați să vă realizați un sistem în gestiune proprie. Și noi intenționam ca să accesăm bani europeni. CRAB-ul ne-a atras atenția că nu se poate așa ceva pentru că în master planul lor figurăm ca și dumneavoastră pe alte surse de finanțare.
Deci CRAB, o companie regională care gestionează investițiile și funcționarea sistemelor existente, nu are în vedere să utilizeze banii europene. Domnul Băscă cunoaște mai bine master planul. Noi figurăm acolo ca surse de finanțare pe o expresie cam vagă, așa, metodă doară de speranță. Alte surse de finanțare. Deci nici noi, nici dumneavoastră, conform master planului extern, nu putem, nu puteți respectiv accesa fonduri europene. De aia am spus acolo, dacă dumneavoastră oficial intenționați să mergeți pe soluțiile care se regăsesc în master plan, sau să solicităm modificarea, adică adaptarea master planului, așa cum este mai bine, ca să ne putem realiza investițiile. Pentru noi, de exemplu, ar fi mai bine dacă ne separăm, asta înseamnă modificarea master planului, să facem demersuri comune pe la Consiliul de Țară să-l modifice, noi să avem sistem separat, dumneavoastră sistem separat. Atunci va fi posibil să accesăm atât fonduri europene, cât și fonduri guvernamentale. Dacă rămâne așa, nici noi, nici dumneavoastră și nici împreună, nu putem accesa fonduri europene, respectiv ei spun alte surse de finanțare. Cum se explică? Aici fac apel la bunăvoința domnului Ostrolor să-și reamintească discuțiile care au fost la ședința din primăvară. CRAB-ul nu prea se mișcă pe partea de investiții. Ei au intrat într-un fel de conservare. Au grijă să mai mărească tarifele, să mai crească salariile și trăiesc de aici, din MSI. Asta de o parte, pe de altă parte, ei nu și-au realizat planul de investiții aferent mandatului trecut, cândva pe 2014. Au obținut bunăvânta Comisiei Europene ca banii care ar trebui să primească banii europene pentru perioada actuală să-și termine investițiile neterminate. De mandatul trecut au fost foarte penalități. Aia după, mai a făcut o analiză așa, când ne-am putut la primăria Bogdanului. Bine, dacă și dumneavoastră doriți acest lucru, să solicităm împreună modificarea master planului, ca să ne ușurăm atât accesarea fondului, cât și realizarea investițiilor. Rugămintea noastră este ca să reflectați, probabil la următoare ședință ordinară, am înțeles, să primim și noi un răspuns și dacă doriți să mergem fiecare pe drumul lui, atunci tot împreună va trebui să facem demersul de la Consiliul de Țară să modifice master planul. Și eu zic că este binevenită celeritatea. Păi știți, mai există ce principiu, primul venit, primul servit. Cam atâta. Eu vă doresc succes în continuare. Sper să ne mai revedem. Și în măsura în care veți da dovadă de aceeași bunăvoință, pe care o cunosc, când o să primești un răspuns oficial, să facem demersul la Consiliul de Țară, ca să se clarifice lucruri. Să spune că timpul costă bani. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pirat! Păi, e curcat, dar trebuie să se modifice master plan. Dacă el nu se răspunde realității, se modifică. Domnul președinte, pot să zic o cuvinte, da? Poftiți, domnul Băscă. Propunerea domnului primar de la Botenești este cea mai bună. Întrucât la întocmirea master planului nu prea s-a ținut cont de obiecțiile noastre. Când doamna de la CRAB ne-a solicitat punctul nostru de vedere, am spus, domnule, Bogdăneștiul și Filipeștiul este în afară de Oituz. Nu are cum să pompeze apa uzată la stația de depurare a Oituzului. Păi, știți, este mai avantajos economic, să montăm două, trei stații de pompare, cu toate că acolo văd că e prins doar o stație de pompare, decât să mai facem o stație.
toate că stația noastră este făcută mai multă capacitate pentru populația Oituzului. O altă stație, o altă construcție, cu stație pompare inutile. Pentru că cota de nivel este foarte mare. Doamna vrea că suntem la câmpie. Suntem la munte, la deal și munte. Diferența de nivel este foarte mare. Nu putem să punem ca Filipeștiul cu Oituzul, nu? Dacă îmi permiteți, când am stat de vorbă cu doamna care a stat și dumneavoastră de vorbă, mi-a zis că trebuie să împingem apa uzată la deal. Da. Și zis, doamna, cel care a făcut proiectul n-a fost în teren, a făcut din birou. Dumneavoastră, tot în birou sunteți. Și la asta, a zis că trebuie să o împingem, nu să împingem apa la deal. Ăla este costul, este un bani investit. Un cost, exact, care nu spune justificat. Timp costurile de a împinge apa la deal, deci stație pompare, vor fi mai mari decât a face o stație de purare în aval. Ne apare un paradox bizar aici, că putem admite în plan teoretic că ei au ținut cont de costurile de operare. Adică dacă ai o investiție mare, decât două entități funcționale separate, costurile de operare sunt mai mici. Asta ne poate da de gândit, dar vorba domnului Grigore, anumite știu, lichide din timp mai greu la deal, să fie mai departe, dar în tot timp. E o propunere. Adică, mulțumesc din vă. Mulțumim și noi. Întreb în ordinea de zi. Dezbate pe tema master planului. Mai venim. Trebuie să ne gândim, să chipzuim, să facem și o discuție aici. Bănuiesc că nu-i momentul eu acum, pentru că suntem noi pregătiți, așa ca să vedem acum. Nu, cum e pe plus că să facă... Să facă niște probe. Nu, să facă probe, dar asta și intrăm în ordinea de zi. Primul punct al ordinei de zi este proiect de hotărâre privind reconstituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Acest material a fost distribuit la toți consilierii. Îl cunoașteți? Dacă doriți să luați cuvântul, domnul Apostol. Domnul președinte, la ședința din 2005-2006, noi am votat nouă voturi pentru 6 împotrivă pentru comisiile de stadion, comisiile și la membrilor din comisii. Domnul secretar și-a notat la data respectivă, și-a notat membrii comisiei și la comisia de economic și la agricultură și la comisia de învățământ. Consider că domnul secretar, după ce s-a votat, vrea să emită o hotărâre în acest sens. Este. Păi și noi de ce nu am luat la cunoștință noastră de ardea? Noi nu știm. Ați dat-o cuiva? Nu. Păi, uitați, noi nu știm că există hotărâre. Dacă există această hotărâre, cum ați mai pus aviz de legalitate acest proiect de hotărâre? Aici scrie reconstituire. Reconstituire, aia. Cu totul acela. Cum să fie totul acela? Păi, aia a fost constituirea comisiilor. Da. S-a votat. Da. Și a venit un proiect de hotărâre. Trebuia să primim o hotărâre. Să fim și noi înștiințați, să ai emis o hotărâre pe baza ce am votat în ședința din 25, să luăm cunoștință, să întâlnească comisiile, să întâlnească procesul verbal, să-și aleagă președinte, să-și aleagă secretarul, că așa e normal. Așa spune regulamentul de rugăciune și funcționarea Consiliului Local. Ați sunt ascuns hotărârea, nu ați dat-o la nimeni, nu știm nimeni de această hotărâre, nici că ați emis-o, nici că nu ați emis-o. Și după aia, de exemplu, reconstituirea, în ce constă? Trebuia să un proiect de hotărâre de revocare a acelei hotărâri. Și abia după aceea trebuia făcut un proiect de hotărâri pentru reconstituirea comisiei. Aici scrie hotărârea la Consiliul Local 55/2016 se revocă. Dar cine o revocă? Noi. Propunerea care a fost făcută. Cine o revocă? Deci a fost făcută. Adică Consiliul aprobă pe 96? Consiliul s-a răzgândit. Adică o parte din membri s-au răzgândit. Unde deala contențios administrativ. Deci în ședința 2, ce s-a votat un nou votul pentru? S-a votat un nou votul pentru. Bun. Deci, trebuia să luăm cunoștință de acea hotărâre. Să o știm și noi, să o vedem. Nu mi se pare corect? Nu mi se pare corect așa după așa? Dacă mai dorește cineva. Prin lege sunt obligați să înaintezi hotărârile prefectului și domnului primar.
Eu le-am dat la spre publicare pe internet, pe pagina de... Da. Chimiare, feminare și... Așa, dacă nu vă informez eu... Aceasta era datoria. Că această hotărâre... Lăsați să nu atâna, domnul președinte. Hotărârea nouă, pe care o dezbatem acum, este inițiată de 5 consilieri în conformitate cu legea 215 și regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. Nu se încalcă niciun fel de lege. Putem să dezbatem în fiecare ședință. Da. La propunerea a 5 consilieri. Propun și noi data viitoare să reorganizăm. Propuneți. Președinte, dați-mi voi spune. Toată de joc. Mă rog frumos. Da, eu am întrebat, dacă mai doriți. Da, am studiat de euro. Dar n-am terminat cu domnul vă rog să păsați niște și vă dăm cuvântul. Acest proiect de hotărâre. N-am vrut să mai luați. Acest proiect de hotărâre. Dar trebuia să cineva să expună din motive, care noi nu avem. Uitați, atât vreau să trimis invitația și un proiect de hotărâre. Fără există și există, dar nu avem. Trebuia să o avem și noi, domnul președinte. Există și un repet. Există, dar noi nu avem cunoștință, uitați. Dar eu nu știu de ce așteptați ședința ca să luați cunoștință de el. Deci nu am venit pe sincer. Adică să vedeți ce cine așteptați. Dar aveți obligația să cum ne-ați vedeți să vedeți să vedeți să vedeți și îi spuneți. Nu, dar așa cu convocator, cu 5 zile înainte, nu se poate. Dar nu pot, adică nemulțumirile sunt. Da, dacă mi-amintesc bine, la ședința din 25, dumneavoastră ați votat pentru acele comisii. Da, greșeam. V-ați răzgândit așa la un... Greșeam. Eu nu știu. Sigur că și nu am motive, domnul primar. Exprimat. Cum vorbim cu noi așa, am zis voi să vă mulțumesc. S-a făcut o greșeală și vă spun care este... Greșeala a fost. Pentru că noi am fost constituit 18 din voie din domnul președinte și domnul Chinez au greșit. N-a fost atent la ce a propus domnul președinte. Așa a fost toată treaba. Dar dumneavoastră, oricum, PMP-ul aveți cum a fost în urma noastră, că nu mor din votă. Așa că nu știu ce mai discutați. Domnule Cinitru, în altul de trebuie să spunem de acest proiect de hotărâre. La Comisia Economică a fost atunci propus Buducanul Sorin, Ionel Dodi, a fost Dorel, Bucanul Bucan și Osoloș Ior. Nu, a fost toată francese. Dați-mi voi să vorbesc, domnule. Ceriți cu totul, domnule, ori așa vorbim. Am vorbit și dacă domnul Osoloș vorbește, am și eu trebuie să vorbesc. Așa avem fiecare care vorbim, ne întrebați așa. Dacă să ne urcăm în ordine, domnul Bacu Francesc, profesor este inginer mecanic. Domnul Osoloș a fost, are studii economice, merge Europ, inspector financiar, și peste 20 de ani, primarul Comunii Oituri. Mă gândesc că în domeniul economic, are un pic atent decât domnul Bacu Francesc. Ai cunoștință în domeniu. Cunoștință în domeniu. A avut. Vreau să vă amintesc. În 2012, domnul președinte, dumneavoastră știți, erați la supărarea presidiei atunci. Tot așa s-a inițiat un proiect de hotărâre. V-am zis că l-am contestat la instanța de contencios administrativ și am câștigat. Și ne-am pus fiecare pe pământ. Nu am avut apoi sus, vă mulțumesc. Mie nu rămâne decât... mai avem un... Da. Am o rugăminte să mi se prezinte și nouă expunerea de motive, să știm pentru ce votăm. Unul dintre inițiatori să ne prezinte sau să dea citire expunerea de motive, să vedem care sunt... Primire constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local de Cluj. Dați citire aici, da? Subsemnați. Fiecare. Sigur. Domn Dorel, da. Intervin și eu. Și în ședințele trecute ne venea tot așa, că eram presați de timp, cu 5 zile înainte și le prezentam și nu mai era ceartă. Acum v-ați găsit toți să vă cer. Ascultați, luați-vă pe cuvânt. Am crezut că e o nouă ședință, ăsta, un nou consiliu și o să vorbim civilizat și o să mergem pe alte. Nu că nu să mergem de rutină și de asta. Hai să fim oameni civilizați și nu cu răutate. A fost rău în mandatul trecut să fii foarte rău. A fost, domnul primar, a fost foarte rău. Câte găuri sunt în biroul ăla care a stat dumneavoastră și de-ați luat tot, atâtea găuri sunt și în buget și toate aiurea. Dacă e să le spunem în față. Merg toată lumea să vadă ce birou ați lăsat, numai găuri și lăsat. Eu când am plecat, am lăsat și ce-am adus de acasă. Nu mai pun alte chestii, că n-are rost să răscolim trecutul. Mă ascultăm, domnule. Da. Subsemnați. Cei cinci care îi aveți și acolo.
consilier local în cadrul Consiliului Local Lătuș, având în vedere referatul numărul 9523 pe 27.06.2016 cu privire la propunerea de modificare a componenței comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Lătuș, stabilite prin hotărârea Consiliului numărul 55 din 25.06.2016, aia care zice domnul apostol. În baza legii 215, acum începe conținutul. În baza legii 215 pe 2001, republicată, completată și modificată, și a prevederilor regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local Lătuș, respectiv ale articolului 15 până la 18, referitoare la stabilirea comisiilor de specialitate, am constatat că nu s-au respectat în totalitate criteriile de atribuire a numărului membrilor pentru fiecare formațiune politică și denominalizarea membrilor comisiilor de specialitate. Având în vedere aceste elemente, propunem ca din Comisia Buget-Finanțe să facă parte reprezentantul PNL care a obținut locul 4 în opțiunile realizate la alegerile locale din 5-6-2016, iar reprezentantul Mișcării Populare locul 5, și să fie redistribuit la una din comisiile în care există posturi vacante. Susține elaborarea unui proiect de hotărâre în acest sens. Semnează-ți aici. Asta este expunerea de motive. Dacă îl rugăm pe domnul secretar să o motiv și să vă dea la toată lumea, deși nu mai are nicio importanță. Acum ați dat cunoștință de ea și mie nu rămâne decât să supun la vot. Cine este pentru proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat și cum a fost dat la dumneavoastră? Eu sunt pentru. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Propuneți și următoarele voturi. Cine este împotrivă? Și eu la fel, vreau să scriu aici. Deci cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5. Cine se abține? 2 abținuturi. Da. Împotrivă. Domnul secretar, dacă se poate, la mine și la domnul Bogdan, să nominalizați când am obținut. Da, da. Da, da. Consult Consiliul, dacă sunt și alte probleme care nu sunt pe amânare. Punctul 1 s-a terminat. Domnul primar are două propuneri să le supune în dezbatere. Dacă sunteți de acord cu aceste două propuneri, care au fost citite de domnul secretar. Cine este pe aia? Da. Citiți-le, domnule, să le știm. Dar le-a citit domnul secretar, mai în față. Proiect de hotărâre privind Sintilia de la Paina Sărată. Imediat. Avem aici. Deci, având în vedere raportul domnului director, și în baza prevederilor legii 292 privind organizarea și funcționarea așezământelor primare, se propune aprobarea organizării și desfășurării manifestării cultural-artistico-religioase Sfântelia din 16 iulie. Suma necesară desfășurării acestei activități este de 7.400 de lei, din care 5.000 de lei plata formației artistice profesioniste, 2.400 din urna formațiilor artistice care vor participa la manifestare. Sunt propuși pentru această manifestare formația de dansuri Mocănașu, grupul vocal Ciripel, ansamblul profesionist Busuioco, da, domnul apostol. Uitați-vă în ce situație e venit. Nu dumneavoastră. Domnul primar, invitația care a fost pentru ședințe, introduce din data din 3-7, de 2 săptămâni. Ne-a trecut un singur proiect de hotărâre. Acum, la ședință, mai veniți cu 4 proiecte pe care noi nu le-am văzut. Acum nu avem timp, nici ce sumă, nici cine astea nici eu nu le-am văzut, domnul. Dar și mi se pare corect, domnul președinte. Dar bine, nu. Haideți că Sintilia s-a problemat. Dar e normal. Păi, și mai avem o săptămână. De asta ne supărăm, domnule, că trebuie să fim de acord cu așa ceva. Până dar nu știu nici situația așa care... Nu mai e timp de încoșență extraordinară și nu mai știu ce. Dacă sunteți de acord, bine, dacă nu...
o oprim și nu mai facem. Cum să nu fim de acord? Cum să nu fim de acord cu sărbătoarea Sfântului Ilie, da? Trebuie să fim științați. Nu era timp, deci prin 3-a 7-a nu puteam să trecem 4 proiecte să-i studiem, să-i vedem și noi. Nici eu nu le-am. Dacă domnul director a venit la Nicier, ce să faci? Spune-mi, nu am dorit, dacă a venit Diego omul. Bun. Mi se pare corect să nu vedem, să votăm așa, să nu ne-am văzut niciun proiect notarită. Nu ne-am văzut. Nu, nici sunt nimic. Am uitat oare când eram acolo, spuneam la ședință și domnul secretar venea cu 4-5 proiecte de hotărâri. Și nu știam care, cum și în ce fel. Am uitat chiar așa. Deci găsim mod în parcur acolo pentru Sfântul Ilie? Nu, Vreți să luați cuvântul? Nu, dar nu, temperați, nu. Temperați și să mergem mai departe. Păi eu o să mergem mai departe. Nu, eu ne puțin mai bocam, dar nu ne spun, păi că ideea nu se... Să îmi spune niște lucruri. Păi sigur că am ridicat mâna. Fii mai bocam, dar am ridicat mâna. Dar nu te-ați bojocii mei, domnul. Da. Nu mai trebuie curent aici. Dar e discurs că vorbești fără... Are cuvântul domnul... La obiectul îi fost. Are cuvântul domnul primar Bodea, în legătură cu punctul 2, cu Sintiria și cu manifestările culturale de la 16. Cu privire la sărbătoarea de Sfântul Ilie, domnul Oprea a fost în concediu, părintele a fost de asemenea plecat, a venit de-abia luni, deci am fost sau marți a venit, am discutat și un reprezentant care organizează de acolo, am început să dăm telefoane. Poate am vrut alte formații mai ieftine, domnul de prețuri, domnul Oprea s-a ocupat, voi votați, deci eu am zis dacă tradiția a fost, eu fiind nou, nici nu știam exact cum merge, sunt și eu ca și voi tot începător, sunt nevoit să ascult și având un om care se ocupă de cultură și până Comisia de Cultură, am vrut să dau întrebați și pe domnul Oprea, am zis numai bine să vorbească și cu cei de la cultură când se constituie, să le dăm proiectul mai departe, să-l analizeze. Am zis așa domnul Oprea sau n-am zis? Am fost presați de timp, până l-am scris, până l-am transcris de la domnul Oprea, l-am băgat în ședință. Ce era să facem mai mult? Eu cred că nu, dacă mie, eu vă spun sincer, din punct de vedere financiar și așa stăm prost, mi-ar conveni să nu-l facem, dar facem altceva pentru primărie. Dar mi se pare, totuși, stricăm o tradiție. Acum dumneavoastră hotărâți, eu am fost nevoit să le inițiez și cu asta gata. Și mai având încă un punct aici, este urgență. La inundații s-a stricat podul. Merg oamenii să ține de sârmă, de șufă. Puntea de la chinezul. Și ne-am dus, am făcut poze, dar acum nu mai pot, până s-a făcut studiu, s-a făcut totul, ca să vă prezentăm o sumă. Că a fost o sumă care nu mi-a convenit, am dat-o la rectificare, ne-am dus iar la fața locului, până... Se face de nou tot sau se face de nu, domnule, e reparații, dar nu se mai poate trece. Și am găsit soluțiile ca să nu se mai strice, pentru că bate apa într-un picior cu ciment, avem proiectul, putem să vi-l arătăm, totul a făcut domnul Bâscă, dacă vreți vi-l prezintă, și suma inițială, am arătat-o și mai departe, suma care este acum, sperăm să fie ceva trainic. Podul ăla a fost... Dacă consilierii vechi știu, de 2 ani, de 2 ani la rând a fost alocați bani pentru reparații. S-a tot amânat, s-a tot ăsta, acum podul de piatră s-a dărâmat, ce să mai facem? Asta este, acum luați hotărâre, atât am avut. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, haideți să începem. Domnul Apostol, numai o clipă. Numai o altă secundă, dacă începeți, ce vă spun? N-am terminat, știți la punctul ăla. Nu, dar vreau să spun ce am spus domnul ăla. Acum n-am terminat să
N-am terminat Sicilia, n-am suportat. Dar nu, a fost o intervenție al nostru. Da, domnul, și vreau să vă spun, nu-mi dați voie să vă spun. Ați spus, domnul primar, haideți să intrăm în legalitate. Deci problema care este? Noi nu că nu suntem de acord. Cum să nu? Suntem foarte de acord cu festivitatea de la Poiana Sărată. Dar problema care este? Gândiți-vă la varianta că toate aceste proiecte au intrat și noi le dezbatem și le aprobăm acum, fără să treacă pe la comisie, pentru că noi deja avem comisie de ființă. Asta e problema. Dar haideți cu viitorul. Nu mai gândim că trebuie ordinea asta, domnule. Vă mulțumesc. La ședință exonerată nu trebuie de prin comisie. Domnul Oprea are cum să spun. Întotdeauna, Sântilia de la Poiana Sărată s-a desfășurat concomitent Festivalul Județean de Folclor și Târgul Meșteșugurilor Artistice Populare de la Slănic Moldova. Eu așa știam și anul acesta, atunci când Sfântul Ilie cade în cursul săptămânii, se făcea imediat. Da. Acum, eu eram așa pregătit. Pentru treaba aceasta, eu am programat formațiile noastre artistice la Slănic sâmbătă, pe 23, urmând ca pe 24, atunci să facem aici Sfânt Ilia, ca așa făceam întotdeauna. Luni, au venit părintele la Poiana Sărată și cu domnul, cum îi cheamă, Petrescu, organizatorii, și spuneau că vor să facă neapărat sâmbătă acum, că acum pot să vină lumea acum, nu știu ce, nu duminică, și să devanseze o săptămână. Din cauza aceasta s-au întâmplat problemele acestea pe care dumneavoastră le discutați acum, pentru că, normal, trebuia să intre în ședința ordinară de pe 21. Dar ne-a presat timpul. Și atunci am presat și eu, am făcut imediat. 16 sau 20? 16. Nu se ținea pe 20 la Sintilie? Pe 20 se ținea când cădea Sintilie în cursul săptămânii, atunci se ținea după 20. Da. Da. Și motivația lor a fost, spune și motivația, da. De ce vrea sâmbătă. Pentru că vin oameni și dacă o facem duminică, nu mai poate să stea, deja e pleacă. Nu mai poate să servească, nu știu ce, că îți merg cu mașinile acasă. Nici domnul Ionel nu știu ce poate trece, nu trebuie. Ce are pus? Din punct de vedere financiar, să știți că nu este mai scump decât anul trecut. Cum acum? Nu e. Tot așa. Nu, nu, 40 a venit intimul stăinului. Da, da, da. Cu ei. E un domnul și da. Am ascultat despre ce e vorba cu domnul Sintirea, puțin se gândește, are dreptate și domnul Oprea că n-a avut când să se pună la vot. În ședința de constituire a Consiliului Local nu era loc pentru așa ceva, nici a fost materialul pregătit. Uite, discutăm acum. Nu e nicio catastrofă dacă discutăm acum și aprobăm ce prevăzute în proiectul de hotărâre. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Contra, abține? Deci 15 voturi pentru 16 iulie. Vă așteptăm să veniți acolo, că probabil o să se ia legătura și cu vreo firmă, două comerciale, ca să vină să desfacă produse acolo și să facă. Până acum venea Nicușor Birte și cu... Sunt și niște sponsori locale, au zis, fac o tocană, fac... Da, adică tradițională. Se găsesc bani. Sperăm că se găsesc bani. Tocană de bărbec și bulțul și... mai puțin de la primărie. Da, pe aia am zis. Da, să zicem, da, fiecare. O pastram, domnul Oprea a încercat să rupă formația în două, dar nu a vrut să nu mai vină dansatori, nu mai cântăreți. N-a vrut, a mai scăzut la preț, nu știu. 50 de persoane, 50 de oameni. Dar n-a vrut oamenii de acolo, n-a vrut să rupă, că am zis să numai formația și să cânte. Nu, mai puțin decât în anul trecut. A vrut să o rupă. Minimum. A încercat să o rupă, dar n-a vrut. Ce? Eu nu-i cunosc, dar n-a vrut să o rupă. Eu am încredere în domnul Oprea, iar e destul de zgârcit. Mulțumesc pentru punctul 1. Trecem la următoarea. Punctul 3. Punctul 3.
Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe speciale pentru anul 2016. Taxa specială ar fi trebuit să o discutați și noi în comisie. Hai să auzim despre ce e vorba. Că nici urgență. Dacă nu e urgență, cu expunere de motive. Hai să vedem. Sau amânăm, vă lăsăm să ordinați. E posibil. Nu cred. Adică, să vedem părerea mea, nu, dumneavoastră hotărâți. Având în vedere necesitatea creșterii venitului la bugetul local, propun Consiliul adoptarea unei hotărâri privind stabilirea unei taxe speciale cu privire la oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei pentru anul 2016, în cuantum de 400 de lei. Având în vedere că în ultima perioadă foarte mulți tineri solicită oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei, pe la hanuri, biserici, acasă, costurile, normal, costurile se suplimentează, inclusiv faptul că documentele care se folosesc la starea civilă, ele trebuie, normal, trebuie asigurate din punct de vedere. Deci trebuie o protecție specială. Au aceste taxe și alte, și alte foarte multe primării, sume mult mai mici, am văzut și cu 1000, și cu 700, mă rog, 500 la Onești am auzit. În baza legii finanțelor publice locale și a codului fiscal, propunem adoptarea proiectului de hotărâre. Deci această taxă. Discuții pe tema asta. Așa trebuia mai demult, domnule. Da, trebuia mai demult. Au început coloniile, deja domnul primar a avut o cerere verbală, că n-am putea merge la anul nu știu care. Bine, deocamdată n-am comentat și zic, dacă tot se ajunge aici și toată lumea vrea discuții, băieții care nu sunt să da. Mai să facă discuții. Este, noi consumăm foarte multe materiale la starea civilă. Domnul Fetișor are cuvântul. Măcar mai recuperăm. Tocmai aici trebuie văzut ce implică aceste costuri, pentru că s-ar putea cineva să ceară să-i se oficieze căsătoria acasă, care este la 2 km, sau altcineva care cere la 30 de km. Și atunci costurile ar trebui să nu putem, nu putem. Asta, e, deci, asta este clar. Este oficierea în afara sediului primăriei. De la primăria Onești, știți unde, până la prima biserică, acolo sunt, nu știu, câte sute de metri. E aceeași taxă dacă te duci la Brăzești, tot 500 de metri. Deci nu putem, știu. Anticipam întrebarea dumneavoastră, adică aici peste drum și tocmai la Codreanu. Pentru că implică costuri diferite și aici. E adevărat. Costurile sunt au suportate de comunia. Oricum, sunt convins că nu o să fie, majoritatea o să vrea la partea aia, Poiana Sărată, Hârja. Păi nu ar fi mai bine să pune o taxă mai mică să beneficieze mai multe oameni, dacă tot noi să încasăm. Că dacă punem 400 și vin doi clienți, dar nu-i obligă nimeni. Nu-i obligă nimeni, dar dacă punem 200, poate vin 10 și câștigăm mai mult. E, de cununar toți sunt cununii. La 20 de cununii care le avem, 2-3 ceri. Da, cam mult 400 de lei. Dacă ar fi mai acceptabil, probabil că ar veni mai mult. A fost o propunere, dacă cineva vrea să sunteți de acord. În anul anterior. Sau nu, până acum, ce sume? N-am avut așa ceva. N-am avut așa ceva. N-am avut așa ceva. Am avut MOCA SRL. Iertați-mi. Vreau să vă spun că acest proiect de drum reprezintă o urgență. Da. Și să-l amânăm până la ședința ordinară, să-l discutăm, pentru că noi suntem în slujba cetățeanului. Și noi îi dăm 4 milioane, ne invită aici să mergem să plătească 4 milioane. Nu mi se pare corect. Să poate fi o sumă, dar nu trebuie. Păi ziceți o sumă, ce să mai... Să amânăm la ședința ordinară. A, dumneavoastră propuneți amânarea. Da, ce probleme. Mulțumesc. Supun la vot, toate varia. Altcineva, dacă dorește să ia cuvântul în legătură cu taxa. Și domnul Bogdan a zis 20. Deci a fost o sumă, o cifră. Oricum, domnul Dorel, primăria nu trăiește din binefaceri, să știți. Nu are cum să trăiască din binefaceri. Și toată lumea doriți să facem câte ceva pentru speciale, populație și pentru asta. Nu pentru toată populația. Nu este cum ai plăti impozitul la casă, care standard de prin lege. Oricare are șanse. Deci luxul se plătește, cam asta se cheamă. Se plătește. Da, mă rog. Eu am venit cu propunerea să poate câștiga mai mult din rulaj decât... Da, nu! Nu suntem firmă comercială. Numărul de cununii
cam acestea. Dacă vin 2, în loc 2 vin 4, nu este mai mai puțin. Nu este o cifră altceva care vreau. Nu este o cifră altceva care vreau. Maria Rădăuți era 1000 de lei. De ce v-am văzut? A spus poate. Acolo e contrabandă pe zigară. Dacă mai dorește cineva să ia cuvânt. Dacă nu, vă rog să fiți atenți. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost redactat, cu 400 de lei. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Păi, celelalte de acum, cine este împotrivă, abțineri? Împotrivă? Era vorba supun toate variante. Pe toate variante. Dar, față de prima variantă, cine este împotrivă? Întreb. Poate 2 voturi, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sunt împotrivă. Cine se abține? Și o abținere de nu pot. Păi nu, mai lipsești un vot. Hai mă, că nu ai unde mai să stai. E bine să... Varianta a doua, propusă de domnul Bogdan Bacaro. 200 de lei. Păi nu mai. Nu mai. Nu mai. Nu mai. Deci, s-a votat, nu mai. Oricum, s-a hotărât. S-a hotărât cu 400 de lei. Nu vă fie nicio teamă că cine nu are bani, vine aici. Exact. Pe la Cotreanu, ori... Deci m-am abținut vis-a-vis de firma de 400. Putea să fie și 500, de exemplu. Așa, și nu. De la 1000 până... Da. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrării de reparații la punți... A, puntea din Călcâi. La puntea din Călcâi, de la chineză. Da, da. Doamne, ce să-i face? Dacă s-a secat, trebuie mai... Deci, ne extrați un pic costă. Cât costă? Eu nu am în față proiectul. Nu am în față proiectul, dar probabil că e făcut de tot. Citesc tot ce doriți de la vas. Deci, raportul. În urma viitorilor din 2-3 iunie, puntea pietonală ce traversează râul Uituș și face legătura între Călcâi și Uituș a fost deteriorată. S-a făcut un proces verbal de constatare și au fost evidențiate lucrările ce sunt necesare pentru redarea circuitului acestei punți. Repoziționarea picioarelor de susținere a punții, refacerea culei de pe malul stâng cu beton armat, turnarea unor noi fundații de beton armat pentru pilonii de susținere, montarea unei podine din tablă striată pe grinzile metalice. Valoarea estimată a lucrurilor de reparații este de 30.570 de lei, la care se adaugă TVA 6.114 lei. Primăria pune la dispoziția constructorului grinzele metalice din profil INP 160 și tabla striată. Se va putea trece cu mașina cu vorba sau doar pietonal? Deocamdată pietonal, așa îi se zice, pietonal. Nu putem, că altfel ar trebui proiect și ăsta, el este reparat. Că altfel ne trebuie... Aviz apele la mâine, proiect și toate treburile astea și nu... Dacă cere să aveți apele este în inventarul nostru, a fost făcut de domnul primar o nu știu cât ani, din lemn și... Nu, dar a fost și din tablă ultima perioadă. S-a reparat în 2012, asta, așa ceva. Dar, mă rog, a fost avariat, Și acum pot să aduc poza, că am lucrat aproape două camioane de crengi și s-a adunat de la un picior și oamenii merg. Să înfipte, așa ceva. Dar n-am vrut să încep lucrarea, puteam să încep lucrarea, că aveam banii alocați. Dar eu vreau toate lucrările să treacă, să fie tot Consiliul înștiințat, să știe pe ce se duc banii. Dacă aș vrea, și era urgent, trebuia mai repede să facem, dar eu, sincer, așa aș vrea să procedez. Acum, dacă cred că sunteți de acord să procedăm, să știe, să fie deschidere, să știe toată lumea. E mai ușor. Pe ce să cheltuie banii, când, ca să nu fie suspiciuni. Cu da. Recomandare pe plan de management, ca banii care îi dăm să rămână o parte din ei tot în comunitate, dar s-ar putea contracta firme din comunitatea noastră. De ce se face licitație și noi am avut, cam aceea am avut în vedere. Și la lucrări așa de mici, în general, că trebuie să avem în vedere că din impozit
banii se întorc înapoi la primărie, iar pe lângă asta mai sunt muncitorii, mai sunt muncitorii care mai câștigă. Asta și eu sunt de acord. Este corect. Deci, posibil să mă arăt înainte, tot am așa lucrat, în general, și... Da, sigur. Mi se pare o idee bună. Domnul președinte, dacă mai discută cineva despre... Da, domnul Ghine. Pentru că nu este în evidență la apă românilor să justifică această cheltuială, dar cum care nu e autorizat un nimic. Deci atunci o anulăm de nimic? Nu, eu întreb să justifică această cheltuială. Nu sunt. Și nu se pune oamenii. Puntea există. Înțeleg, am văzut așa... Și este în domeniul... Mai contează ce a fost făcut. Este în domeniul public al comunei, deci putem acționa pentru reparații. Nu plătiți, e cealaltă, trebuie de avut. E podul. E podul ăla. Și oamenii au făcut totdeauna revoluție. Am mai reparat-o eu când am făcut drumul acolo, de, când lucram dincolo, am mai reparat-o, când tot așa s-a luat. Și oamenii n-aveau răbdare, le-am pus o punte prin ăsta, că altfel treceau prin apă și le-am pus doi stâlpi ca să treacă pe... Că așa cu tot, trebuie, tot așa trebuie să facem, că oamenii zice, domnule, că aici trecem la biserică. Încă ei vreau să facem să treacă cu mașina, dar asta costă altceva, e mai mult mai complicat. Cu ei dacă te rogești de ei, nu e da. Acolo. Da. Pun la vot proiectul de hotărâre pentru funcția de călcă. Cine este pe aceea? Da. Contra abține? Nu. Da. Și un ultim proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară. Acum, în legătură cu contul ăsta de Atunci aș face eu această propunere, ca să nu votăm pe NB, să amânăm pentru ședința din 21, ședința ordinară din 21, să amânăm acest proiect de hotărâre cu contul de execuție bugetară. Să vedem ce s-a întâmplat, care-i scăsări, care erau prevederile bugetare, s-a încadrat, nu s-a încadrat, care sunt motivele pentru care nu. Mai discutăm și cu doamna Lupo? Nu? Da. Cine este pentru această propunere să amânăm? E normal. Era normal. Hai că taxa aia de 400 mai treacă în care. Dar asta nu chiar din fugă ca. Da, asta o să-l primiți toți, domnule consilier. Nu trimite în moment. Pentru ședința. Așa? Da? Să vină cu aviz, cu tot ce trebuie. Vă rugăm frumos. Mai dați și o hotărâre. Din 25 care ne-a ținut. Sunt dat cu corpul cu hotărârea. Da. Deci acestea fiind zise s-a amânat cu punctul. Hai, zici, gata, înseamnă că e ședință. Mulțumim pe 21 ședință. Poftiți, domnule. Domnul primar, vă rog frumos, încercați, nu știu, nu vreau că ce spun mai domnule Bruna Gălățeanu la Dănila, la Dănila Coruba. Că 28 s-a adus două remorși din bunoaie, haine de undeva prin Hăzman. Cineva... Le-am acoperit. Nu l-ați acoperit, domnul primar, s-a dat foc. Eu n-am și nu l-a acoperit. Noaptea a dat foc cineva și azi era mai înalt flacăra decât casele lor. Deci le-au scos oamenii în drum și eu le-a trebuit să le iau din drum. Așa... Avem mașină, avem salubrizare, domnul primar. Păi domnul salubrizare. Avem salubrizare. Dacă eu m-am trezit cu ele, mergeți. Azi a făcut scandal. Unul care se ține numai de ăsta, trei comisii am avut, tot reclamații și tot ăsta. Și eu strâng, în loc să iau, să-mi fac treaba la
Bă, părâu Hățmanului, cu decolmatarea trebuie să iau de acolo utilajul și stă un, plătesc un alt utilaj, stă degeaba pentru că au aruncat în trup hainele alea. Și a trebuit să mă duc să-l acopăr și uite așa. Păi da, da, e vina mea, domnule, și uite, e vina mea, m-am dus pe marginea aia, tocmai de-aia vreau. Da, domn Dorel, am să vă iau acum și cu toate reclamații, o să vă iau, să vedeți câte gunoaie și să vedeți fiecare cum au fost. Nu le-ați văzut nici când a fost viceprimar, nici acum. Acum le vedeți. Nu, nu, le-am văzut. Ce v-ați luat acolo și eu? Pe Hățman, continuați. Pe Hățman. Da, domnule, să continuăm și mai. Să continuăm, că trebuie să vedem cum să facem.